Produse Cluj, a ajuns în sfârșit și la Gerlac. Așa e, da, suntem la noua ediție a Tuturor Produse Cluj și la prima ediție în orașul Gerlac. Este vorba despre un târg al producătorilor locali, al producătorilor din județul Cluj, unde participă de la mici meșteri până la firmele de renume ale Clujului, alături de care avem un program folcloric de durata celor 3 zile. Fiecare zi avem de aproximativ 4-5 ore de program la scenă. Avem teatru de copuși pentru copii în jurul miezii și parte distracție de asemenea. Ce produse pot să găsească gherlenii pe tarabe? Începând cu produsele meșteșugărești, așa cum vă spuneam, apoi pot găsi pâine de casă de la Triteni, ulei presat la rece de la Turda sau de la Luna, miere, vin, ouă ecologice, brânzeturi lactate, cărnuri de la Cosfam, produsele firmei Napoptim. Sunt aproximativ 50 de standuri și în jur de 100 de producători în total pe toate standurile. După Gherla ce urmează? Deci, și apoi Câmpia Turzii și vom încheia acest turneu, pentru că suntem într-un turneu, am pornit de la Cluj, am fost la Cuiedin, la Turda, la Florești, acum suntem la Gherla, urmează, cum spuneam, Dejul și apoi săptămâna Câmpia viitoare Turzii. Deju. Da, săptămâna viitoare Dejul. Producători din Dej aveți? Da. Da, avem producători din Dej, din Gherla, din Cluj, din Apahida, din... Din Gherla pe ce sector? Pe miere, pe dulciuri, pe meșteșuguri. Având în vedere că ați fost prin toate orașele județului, cum ați văzut cum primesc localnicii acest feedback-ul nostru? A fost foarte bun, atât din punct de vedere al producătorilor, care sunt extrem de mulțumiți că Asociația Produs de Cluj a venit în sfârșit în sprijinul lor pentru a-i ajuta ca într-un cadru social și legal să poată să-și desfășoare activitatea în sensul de a-și promova și chiar de a-și vinde produsele pe care cu greu le trudesc și nu au posibilitatea tot să ajungă să-și le vândă, iar vizitatorii noștri sunt extrem de încântați tocmai pentru că aducem produse de calitate direct de la producători și la prețuri de producători, ceea ce este cel mai important, cred, pentru noi în acest moment. Sing it.